Alături de mine se află un portar care a jucat la Chelsea la junior și astăzi îl vom testa la diferite probe. O să o dea, o să dau penaltiuri, o să o apere. Să vedem cum se descurcă și la final o să-i dăm un rating în FIFA. Da. Să vedem cum se descurcă așa. Cum crezi că o să te descurci azi? Foarte bine. Băieți, prima probă e penaltiu, așa că uitați-vă, vă rog, în poartă. Chiar a jucat la Chelsea la junior. Bă, dar aici nu e deloc iar. Acum câți ani ai jucat? Acum 5 ani a jucat, un an de portar, hai să vedem cum se descurcă. Băieți, o să dăm 5 lovituri din penalti și Robiță o să stea acolo să le apere. Dacă o dăm pe asta, trebuie să dați minim 50 de like-uri la clipul ăsta, let's go. Pentru un portar la Chelsea mi se pare destul de slăbuț așa. Asta a fost frumoasă, băieți, n-aveți ce să ziceți. Pe centru, sus, nici n-avea cum să apere, sincer. Mamă! Am dat una pe centru să-l testez. Acum o să încercăm să dăm partea aia de acolo. Vedeți? Hai să vedem dacă se prinde Robițul. Ia să scurgeam să văd ce am pe spate. Mă. Hai de capul. Mușut, hai să vedem cum se descurcă Robițul și poți să-i dai și o notă de la 1 la 10. Haideți, băieți. Iar, frate, bă, deci nu mai pot. Facem pe șteful de bani. Bă! Ce? Mi s-a rupt tricoul. Să vedeți aici. Păi uite, bă, aici. Stai. O, bă, că glumeam. Crezi. Da. Unde? Am vorbit cu camera. Unde? Nu mi s-a rupt, mă, glumeam. Deci s-a descurcat decent. Da, mi-a rupt pantalonii aici. Și-a murdărit aici. Pentru asta o să-i dăm nota 7, zic eu, la penalti. Acum urmează loviturile libere. Să vedem cum le apără Robițul. Hai să vedem la astea, dar ar trebui să fie mai ușor, te ridic. Hai să vedem. Centru frumos. Hai, mai dau una, mai dau una. Ați văzut cum am dat loviturile libere. Nu am dat eu atât de bine, dar eu îi dau nota 8 la Robițul aici. Trebuie să recunosc. Apărat câteva. Băieți, acum urmează proba de dribling-uri. Acum o să-l driblăm pe Robițul așa frumos. Să vedem dacă le apără. Hai să-i dăm drum. Hai. Băieți, ați spus acolo, m-am jucat puțin cu Robițul. Le-a apărat, să știți. La proba asta i-a dat nota 9. Chiar a fost decent. Și ce-i drept, am și obosit foarte tare. Și uitați-l pe el aici. S-a murdărit pentru clip. Băieți, penultima probă este cea în care arunc eu mijlul Robițul de aproape de el, arunc și el trebuie să le apere. Arunc efectiv cu mingea așa sau cu piciorul, depinde. Și eu zic colțul exact înainte și după el se duce și să vedem dacă le apără. O să avem două mingi, deci trebuie să le apere rapid pe ambele. Hai să vedem și după urmează sprintul și după facem outro. Stânga. Centru. Sus. Deci ultima, hai să o dăm. Deci o vă zic aici pe cameră. Să o dăm pe centru acum și Robițul nu o să știe. Robițule, acum nu zic unde o dau. Trebuie tu să găsești, asta e ultima. Bravo. Bravo, băieți, ați văzut, Robițul a apărat și el, cred că 2-3 așa. Îi dăm aici nota 6 așa. Da. 6 că nu le-a apărat toate. Ultimul, dar nu cer din urmă, sprintul. Vedem de ce e în stare Robițul. O să ne comparăm la viteze, acum să zicem. Ești pregătit? Ok. Bă, îți fac.
Băi, să vedem dacă e robiți pregătit. 3, 2, 1, hai! Doi, unu. Hai că ai furat, ai furat. Încă o dată. Stai. Trei, doi, unu și... Gata, aici ne închidem. Băieți, ați văzut Robiț s-a desfrucat la sprint, o să văd de la editare cât îi dau, pentru că n-am numărat sincer. Eu i-aș da sincer pe FIFA un rating de 60, 65 așa. E bine ce zic, 60, hai să nu exagerăm. Ia uitați ce mi-a făcut la tricou. Acum ziceți voi în comentarii ce rating i-ați dat lui Robițu și dacă v-a plăcut acest videoclip, vă aștept data viitoare. Până atunci dați un like, subscribe și comentați opinia. Până atunci ne auzim data viitoare, pa, pa!